Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Astăzi o să vă prezint cum să instalați modul SnowFX și SnowMod, aceste moduri fiind modul de zăpadă. E clar, nu? Așa e, Dani? Așa e. Aia e. Bun, pentru început vom instala ce este cel mai ușor, SnowFX, adică cum să facem să ningă în GTA San Andreas. Ne va da, după ce am dat click dreapta Extract Here, ne dă instalare de la el. Intrăm în el și vedem SnowFX și nu știu ce. Da. Dăm Next, Next. Vom da Bronze. Și veți da în folderul GTA San Andreas. Văd că la mine deja l-a găsit, deci nu e problemă. Are jobul de detectivă. Așa, după care dăm finish. Atenție, o să vă trebuie... Da, ce să... Da, Cleo, bun. Încă un setting. După care... Stați puțin că ne apăut iar ăsta. A? Da, de ce? Da. Bun. După ce am instalat ăsta SnowFX, intrăm în Snow Mode. Vom da click dreapta, extract, bă, stai să mă uit puțin unde. La acesta nu mai dăm extract here, vom da extract tot Snow Mode. Ei, și aici așteptăm. Stai că se încarcă mai repede. Ștergem ăștia de aici. Care este Dani. Deci Dani după Blue e bugged. Nu prea le-am eu cu engleza, dar na. Bun. S-a dezactivat. Vedem că avem aici o grămadă de fișiere. Bun, o să vă trebuie ACIMG editor sau dacă nu o să vă trebuie bă, la Spark-ul. Intrăm în el. Eu am ACIMG. Intrăm în el, vom da Run. Așa, vom da Open. Veți intra în GTA San Andreas Models și veți da pe GTA 3 sau dacă aveți Windows XP, dați GTA 3 IMG. După care dăm pe el, ne dă aceste fișiere, mai multe fișiere decât este în Snow Mode. Și veți da pe această săgeată verde în jos care scrie Import. Așa. Dăm desktop unde este Snow Mode. Și căutăm fișier, folder, pardon. Intrăm în el. Dăm pe primul. Ctrl A. Și s-a selectat toate, după care dăm Open. Așteptăm puțin. Puțin mai mult. Așa. Gata, gata. După care, după ce am dat open și s-au băgat aceste fișiere, s-au înlocuit, veți da save de aici, save și așteptăm să se facă salvarea de la el, să salveze. După care dăm X și acum, haideți să vedem cum, da, să vedem cum e, să vedem cum arată, dar acum să vedem că, na, trebuie să stăm ceva pe buget să intrăm, că e serverul full. Da, deci vedem că ne merge modul. Pentru a face să ningă, apăsați Ctrl și plusul acela mare din dreapta de tot. Și am făcut să ningă încet. De lângă F10, mă. Hă? Sub F10 e. Plusul. Bă, plusul ăla mare, mă, din unde sunt butoanele alea, știi? A, gata. Ălea. Din butoanele din dreapta, la tastaturile, știi? În partea dreapta a tastaturii, butonul la mare verde. Up verde. Plusul ăla, știi? Portocaliu, da. și sub el este Enter ăla, știi? Da, mă, în colț. Al Așa. Și acum am face să ningă mai tare. Mi s-o opri și mașina. Bă, frate, sincer, e prea șmecher modul, sincer. Chiar că am iarna, dar e șmecher tare. Eu, sincer, unul l-am și chiar foarte șmecher. Da, deci am vrut să ningă mai tare.
Mai tare, mai des. Asta e, facem aici un drift. Și fail. A? Fail. Așa, face să ningă și puțin mai tare. Așa, vedem că ninge foarte tare. Avem și ceață. Aia e dimineața, bă. Acum ninge foarte, foarte tare. E, și acum nu mai ninge deloc. Deci da, când Shadow o să bage niște ploaie de aia de vă face un lag, vă băgați așa. Apăsați o dată. E, și eu o să vă ning așa încet de tot. Mie îmi place așa să las și mă joc mai așa. Și foarte șmecher este noaptea. Deci dacă v-a plăcut acest tutorial, nu uitați să lăsați un like. Să-i dați un comentariu lui Dani. Dacă vă înjur, vă ia la picioare. Așa, vă susțin pentru așa. Să-i dați un cap în gură la butonul de share să vadă și prietenii voștri și să vă abonați canalul meu pentru mai multe episoade de let's play-uri și tutoriale. V-am salutat, pa, pa. Salut. S-a rupt. Mergem, omorțule. Ce să fiu? Mergem modul bine? Da, bă, merge, stai puțin că mi s-o parabolit mașina, te s-o împing iară. Se bag niște fișiere, nu? Se bag niște fișiere sau? Descărca și alea modurile alea. Ah. Cât să le descarci. Bă, mie îmi place modul ăsta, să vedem. Cred că l-aș face pe zăpadă și să fie șmecher pe zăpadă. Plast, 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 arom, arom, pam, ciam, când melodia din DFS Most Wanted, dacă o știi. Ah, știu, știu pe aia. E aș mie că dacă erai în poliție acum, știi de ce? Te punea să mă alegi puțin cu o mașină de poliție. Da, e absurd, mă. Hă? Prea multe vise. Nu că te-a pune, știi că făceam ăsta, Master Drive pe U6. Am promis, bă, Ah. am promis la 80 de abonați și s-au făcut 84, deci te rog, nu fi nesimțit. Hai că Bă, vreau să fac șmecherul, facem un event, și ce event? mai mea, următorul let's play de asta. Da, bă, sau merge și dăm un live următorul let's play. Nu. De-o să descarc și modurile, hai, de partajare. Imediat. Și de unde, pac, pac. Stai că trebuie să mă pun pe slip imediat. Sau tu băga mea, parcă ai mașina în apă, băga mea și pula. Dar nici că mai ies după sampa acum, nici...